spun așa. Ce mâncați la mama, doamna primar? Că 1 decembrie lumea obișnuiește să mănânce, știu eu, fasole la, cu cârnați, fasole cu ciolan, mici. Dumneavoastră aici în zonă presupun că aveți cumva alte obiceiuri, ca să zic așa. Da, fiind și perioada postului, noi mâncăm raci de post. Nu știu dacă știți cum sunt, este o specialitate oltenească pe care o știm de la bunicii noștri care au crescut pe Dunăre și care este făcută din ciuști, le zicem noi, de fapt niște ardei iuți, groști din aceea, care se atârnă la uscat și după ce se usucă sunt umpluți cu aceeași umplutură care se bagă în sarmale, dar fără carne și cu foarte multă ceapă prăjită și sunt extraordinar de buni. Se fierb la cuptor exact ca și sarmalele, dar sunt foarte, foarte buni. O dacă să vă recomand știam, să și... veneam mai devreme, că poate prindam și noi. N-am mâncat niciodată. Foarte e o specialitate.